Oamenii ăștia au fost lips azi câteva ceasuri la amiază și au apărut acum seara. Și văd că nu se așează cam nimeni să semneze pentru Ruslan Codreanu. Dar la sfârșitul perioadei eu se pretindă că au adunat 10.000 de semnături conform regulilor. În ritmul ăsta n-ai cum să aduni 10.000 de semnături. Cinstit. Deci dacă o să aibă Ruslan Codreanu numărul necesar de semnături, înseamnă că e mare păcăleală. Și termenul e prea scurt și condițiile draconice. Legea e aberantă, în timp ce candidații de la partide sunt înaintați imediat și înregistrați, candidații independenți trebuie să strângă 10.000 de semnături ca să candideze. Ori un candidat singur strânge semnături, ori un grup de inițiativă ca la Codreanu. Oricum, e ireal să faci chestia asta în condiții normale, fără sprijinul mafiei, fără resurse administrative, fără liste inventate. Stau aici și filmez până măcar unul om o să semneze pentru Ruslan Codreanu, ca să ne convingem că el măcar o semnătură o strâns în perioada asta. Dar tare mă tem că eu am strâns azi mai multe semnături decât el. Și eu candidez pentru Consiliul Municipal. El vrea să candidez pentru funcția de primar. A fost simplu când și-o dat dispoziție de viceprimar și s-a autonumit primar interimar. Dar muca strâns semnături fără sprijinul mafiei va fi imposibil în felul ăsta. Oricât de carismatic, oricât de simpatic politician ești, e ireal strângi 10.000 de semnături în 3 săptămâni. Deci Ruslan Codreanu inventează altceva, așa nu o să meargă. Sau recunoaște, cum am recunoscut eu de atâtea ori, că e imposibil strângi 10.000 de semnături în mod cinstit. Omul încearcă să comunice, să convingă, dar nu e deloc ușor. Mai ales dacă ai fost la putere, dacă ai fost un an și ceva primar, interimar autodeclarat. Ei trebuie să aibă câteva sute de semnături pe zi. În ritmul ăsta, câți semnatari pe minut trebuie să fie? Deci vedem că la cortul din centru de lângă primărie, în câteva minute, n-a fost niciun semnatar. Clar?